După decenii de muncă, unii dintre botoșăneni merg liniștiți la pensie, cel puțin din punct de vedere financiar. Este și cazul unor salariați la societatea UrbanServ, care ar urma să iasă la pensie anul viitor. Aceștia sunt împărțiți în două categorii, respectiv cei care se vor pensiona odată realizat stagiul minim de cotizare din câmpul muncii și cei care ies la cerere. Pentru toți însă, angajatorul și-a luat obligația de a se achita de toate datoriile financiare pe care le are către salariați. Iar aici sunt incluse și sumele obținute în instanță prin sindicat și care, printr-un acord comun, au fost reeșalonate pe perioade cuprinse între 5 și 8 ani de zile. Angajamentul nostru, angajatorului, a fost ca în momentul când iese la pensie, îi se dă întreaga sumă. Aceea eșalonare dispare, că nu mai este salariat și îi se dă întreaga sumă. Pentru a putea prevedea în buget suma, am făcut apel ca cei care doresc să iese anticipat, deci pe care nu știm în mod clar, să-și depună de anul ăsta solicitarea în așa fel încât să prind suma cu care se cuvine în buget. Urmează să iasă la pensie anul viitor 8 angajați ca urmare a împlinirii vârstei standard. În cazul celor care doresc să iasă din câmpul muncii la cerere, conducerea companiei a făcut o solicitare pentru a fi înștiințată în ideea de a prinde respectivele sume în bugetul pe anul 2015. Două persoane au optat până acum pentru pensii anticipate, iar sumele pe care le vor primi nu sunt tocmai de neglijat. Extremele sunt între 2500 de lei. Mă refer la valori noi și 12.500 de lei. Deci între 25 de milioane vechi și 125 de milioane vechi. Ei primesc cumva un premiu la momentul în care pleacă la pensie? Da, în contractul de muncă sunt prevăzute 3 salarii avute în momentul pensionării. În cazul celorlalți salariați, aceștia își vor primi sumele obținute la bară în continuare în etape.